Doamnelor, domnilor și domnilor, Mihai Silviu Chirilă vă spune bine ați revenit într-o nouă ediție a emisiunii Credință și Tradiții Nemțene. Iată, iarăși suntem în afara studioului central al televiziunii 1 TV din Piatra Neamț. Suntem, de data aceasta, suntem gazde în Mănăstirea Petru Vodă din Neamț, unde avem un invitat special cu care vom aborda o problemă specifică, de altfel, postului creștin, din postului mare creștin și specifică, de altfel, vieții creștine autentice, problema cumpătării, problema înțelegerii că, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, toate ne sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Îi spun bine ați venit în emisiunea noastră, Părintele Spiridon, sărutul meu, Părinte, bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit în mănăstire și ați acceptat să-mi dați acest interviu. Părinte, în lumea în care trăim noi acum și în care se spune că totul este permis, în care se spune că totul este permis și dar se uită să se spună, cum spunea apostolul, că nu toate ne sunt de folos. Spuneți-mi, vă rog, cum poate și cum reușește Biserica Ortodoxă să transmită acest mesaj fundamental pentru ea și fundamental pentru mântuirea credincioșilor ei, al cumpătării, al abstinenței și al jertfei pentru Iisus Hristos. Oamenii care sunt credincioși și vin la slujbele bisericii știu din început că prima poruncă pe care a dat-o Dumnezeu strămoșilor noștri în rai a fost porunca de a posti, de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Și în această nevoință pe care primii oameni, strămoșii noștri, Adam și Eva, trebuiau să o facă, se includea toată legea morală. Adevărul acesta este dezvoltat ulterior în toată Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament și în Noul Testament. Am să mă opresc la un citat din Epistola către Romani. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și aici Sfântul Apostol Pavel explică clar, pentru ca să dobândească cineva împărăția lui Dumnezeu, trebuie să rețină de la aceste bunuri care sunt îngăduite firii, de la mâncare, de la băutură, tot ce produce plăcere. Și apoi să vedem că este și un post sufletesc legat de aceasta, o lucrare de despătimire. Zice Sfântul Vasile cel Mare că, de fapt, creștinul cel ce postește trebuie să se mulțumească cu o hrană simplă, cu ceea ce rodește pământul. Vedeți, postul reprezintă o lepădare de sine, o jertfă. Ce trebuie? Mulți nu înțeleg acest concept de lepădare de sine. La ce trebuie să renunțe omul? Simplu, pe înțeles oamenii. Trebuie să renunțe la ce este propriu firii. Mulți își imaginează că dacă ei renunță la anumite păcate, postesc. Asta nu este suficient. Trebuie să renunți la aceste proprii firii tale, adică atunci când simți că ai poftă să mănânci ceva, să zici nu, pentru Dumnezeu mă abțin. Când vrei să bei ceva care îți face plăcere, nu, pentru credința care o am, pentru zile deosebite ale postului, mă înfrânez. Sau dacă sunt obosit, totuși mă duc să mă culc, prelungesc privegherea mea și continu rugăciunea. Vedeți, acestea sunt niște nevoințe care le presupune lepădarea de sine. Dacă nu avem această înțelegere ortodoxă care ne-au statornicit-o Sfinții Părinți, suntem în afara căi a luptei pentru mântuire. Spuneți-vă, rog, omul contemporan are o problemă în a percepe ideea de lepădare de sine, pentru că de dimineață și până seara lui se spune, îi se potențează acest sine și îi se spune, ai încredere în tine, fă ceea ce știi tu să faci. Deci tu, el, eu, acestea sunt puse mereu în prim plan și omul contemporan are oarecare problemă cu ideea de renunțare. De renunțare la propria voie. Cum îl ajută postul? Dar vedeți, modelele noastre este Mântuitorul, Maica Domnului, Sfinții. Noi nu trebuie să ne raportăm la modele care le propune societatea noastră, așa zis, modernă sau postmodernă. Mântuitorul, deși era Fiul lui Dumnezeu întrupat, a postit. Maica Domnului a postit, s-a rugat, știm că cei 12 ani petrecuți la templu a petrecut numai în post și rugăciune. Și pentru această mare nevoință, plus rugăciune, rugăciunea neîncetată care a făcut-o, a făcut-o ca ea să atragă, să hotărâiască Dumnezeu, ca ea să fie cea aleasă, cea binecuvântată, ca din ea să se întrupeze Fiul Dumnezeu. Sfinții apostoli, de asemenea, toți au postit. Toți sfinții care îi cunoaștem, din toate categoriile, ierarhi, cuvioși, doctori fără de aginți, nu mai spun mucenicii, toți s-au pregătit prin post. Aceasta este o lege neschimbătoare a bisericii. Nu se schimbă în funcție de timpuri. Sunt canoane, sunt legi bisericești statornicite, odată pentru totdeauna. Cei care
desigur, au mai mare influență, sau au oarecare influență asupra creștinului nostru, care aude fără să vrea, sau aude voind anumite alte puncte de, anumite puncte de vedere diferite de cele ale bisericii, vin cu o anumită idee, să zicem așa, de factură protestantă, că nu este scris în Scriptură că trebuie să postim așa cum spune Biserica Ortodoxă. Celor care nu sunt membri ai bisericii și care s-ar putea să se uită la noi la televizor, cum îi îndreptăm spre postul creștin? Ce putem să le spunem ca să-i aducem și să le spunem că ceea ce spun protestanții este o simplificare exagerată a învățăturii creștine? Vedeți, cei din afara bisericii nu înțeleg sensul acestei lupte duhovnicești. Pentru că omul care se înfrânează de la mâncare și de la băutură și de la plăceri nu este mai slab, este mai tare în lupta duhovnicească. De ce? Pentru că lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, cum citim în epistola, într-o epistola Sfântului Apostol Pavel, ci este împotriva duhurilor răutății, a stăpânilor, stăpânitorilor acestei lumi de întuneric. Și atunci lupta noastră nu este cu mijloace materiale, este o luptă spirituală. Așa ne-au învățat Sfinții, este predania din totdeauna. Și cred că și creștinul care postește cunoaște din puținul experiență că așa stau lucrurile. Cu cât postești și te rogi mai mult, cu atât ești mai desprins de lumea aceasta, de grijile acestei lumi și poți să te apropii mai mult. Adică Dumnezeu se descoperă și prin vrednicia ta, să zicem așa, puțina ta vrednicie, ca dorința ta de a te apropia de Dumnezeu, de modelul Sfințeniei. Spreți, vă rog, am auzit la început, în prima zi a acestui post, eu am auzit pe un radio național, se punea o problemă, se punea în dezbatere, într-o emisiune care, vă spun sincer că mie mi s-a părut ridicolă, se punea la dezbatere publică dacă să postim sau nu în acest post, cam asta este mentalitatea în afara zidurilor bisericii, ca să zic așa, și se punea această problemă, se găsea această scuză mereu. Eu nu am de ce să postez pentru că Mântuitorul a spus că ceea ce iese din gură, nu ne spurcă ceea ce intră în gură și ne spurcă ceea ce iese din gură. Prin urmare, eu mă abțin să nu fac fapte rele și de postul alimentar mă debarasez. Dar este o înșelare. Este o înșelare. Vă rog să explicați puțin această înșelare. Trebuie să înțeleagă oamenii că cuvintele Mântuitorului trebuie judecate în contextul în care s-au dat. Aici Mântuitorul vrea să se înlătură o practică greșită a fariseilor și saducheilor, care credeau că prin lipsa unei spărări rituale ei devin necurați, așa încât nu pot să mănânce anumite mâncăruri. Ori legea rituală a Vechiului Testament a fost abolită odată cu jertfa de pe cruce și instaurarea legii Noului Testament. Și pe de altă parte, cum pot ei să afirme că Mântuitorul în aceste cuvinte ar desfința postul, că practic asta cred ei, că desfințează postul, când de fapt Mântuitorul a postit, chiar a îndemnat pe ucenici, zice, acest neam de demon nu este decât cu rugăciune și cu post. Cu rugăciune și cu post, adică cu înfrânare și, da, și cu convorbire cu Dumnezeu. Spuneți-mi, părinte, în afară de postul alimentar pe care creștinul îl face așa cum îl invită biserica, tocmai pentru a aduce slavă lui Dumnezeu și pentru a se concentra în sine, a se concentra asupra celor spirituale. Ce altceva? Ați spus că există, este dublat de un post spiritual. Ce înseamnă acest lucru? Să ne păzim simțurile. Să ne păzim simțurile, vederea, auzul, vorbirea, pașii, să nu ducem loc spre sminteală, pentru că, vedeți, s-a mulțit în proporție înfricoșătoare ispita aceasta, oferta păcatului, peste tot, până la idolatrie, nu mai spun, pornografie, pe internet, în mass media. Noi creștinii trebuie să ne mântuim în condițiile astea. Trebuie să ne ferim de lucrurile astea. Știm că este păcat, le spun de multe ori la spovedanie, măi, nu-i suficient să știi că cu tare lucru e păcat, trebuie să urăști păcatul. Că dincolo de forma aceasta exterioară a păcatului, este diavolul care el vrea să te facă rob prin patima care ți-o propune, prin răutatea care ți-o propune. Spuneți-mi, vă rog, a spus că noi creștinii trebuie să ne mântuim în condițiile acestea. Am auzit puncte de vedere care spun că, care dau de înțeles, nu spun în clar, ca să zic așa, că ar fi altele condițiile mântuirii. Acum se spune în anumite medii că nu mai este suficient să faci toate cele pe care biserica le spune. Este suficient să crezi în Hristos, este suficient să te abții cât se poate de la faptele rele și este în regulă. Este practic o înșelăciune de factură oarecum protestantă. Ține de protestantismul. Asta e una dintre, mă iertați, dintre treptele cele mai înalte ale mândriei. Știți de ce? Deci, știți de ce? Pentru că cel ce cugetă așa
se pune pe sine mai presus decât sfinții părinți care au statornicit în legile bisericii și canoane cum trebuie. Și dacă tu supui legile astea sunt perimate, tu te pui în locul sfinților părinți, dai tu noi legi. Și ori noi întotdeauna am făcut ascultare după modelele sfinților, am păstrat această predanie și n-am...